dacă vreau să vorbesc despre tendințe culturale europene în toamnă în trecut, aveam alt text decât acesta pe care o pot să spun astăzi. Și mă bucur că sunt în compania unor colegi scriitori, oameni de cultură, îi salut pe toți, de la distanță, cum se vede, fiecare la casă sau la jobul său. Eu sunt la job, la teatru. Spuneam că aș fi spus ceva anume. Acum însă trebuie să repliez acest eseu, că se spune așa. Ni s-au întâmplat foarte multe lucruri între timp. O să încep prin a spune o banalitate și o propoziție foarte uzată între timp, și anume faptul că după pandemie nu vom mai fi aceiași. Ați auzit propoziția asta spusă tot timpul în ultimele luni de zi. Cât e de banală, dar cât e de adevărat propoziția aceasta. Întâi că despre tendințe, vorbim nu la viitorul apropiat, viitorul mediu, pe termen mediu, nu vreau să mă gândesc la viitorul pe termen lung, să fie acesta pe care îl spun acum, nu fac exercițiu unei viziuni apocaliptice, nu am citit expresioniști venind spre teatru în dimineața aceasta și nici suprarealiști. În schimb, am citit o mulțime de alte lucruri, încercând să caut în literatura europeană de astăzi cea care se scrie, se publică astăzi, semnele bune. Admiteri, avem o cultură a fricii. Una din tendințele culturale europene și mondiale este această cultură a fricii. Frica s-a instalat în fiecare dintre noi și ne-a aruncat în case la izolare. Ne-am intrat în vocabularul zilnic tot felul de termeni din acestea: izolare, autoizolare, izoleta, iată, să vezi, COVID, 19, SARS-CoV, SARS-CoV, și așa mai departe. Aflu acum că mai este și un alt microb al porcilor, care se va transmite la oameni, o mulțime de lucruri. Dar frica, orice caz, este o realitate care s-a instalat în fiecare dintre noi. Ce poate fi mai străin genul europeanului? Și mă gândesc aici și la gena europeanului nord, din țările nordice, Norvegia, Suedia, nu? Care sunt mai vikingi, așa. Dar mă gândesc și la gena europeanului din sud, cel de lângă mare nostru, cum spuneau romanii, din civilizația mediteraneană. Ce poate fi, spun, mai străin genul europeanului decât, am spus gene și nu obiceiurilor sale, decât această frică și această care vine cu distanțarea fizică. O națiune exuberantă, oameni exuberanți, poate prea exuberanți uneori, nu mai trebuie să se îmbrățișeze, nu mai face gesturile acestea de prietenie, ca să nu spun altfel, pentru că nu mai e voie. Distanțarea fizică și apoi masca, dacă n-ar fi tragic, ar fi comic. Vă amintesc că celebra zicere caragialiană din Darul Carnavalului: bonsoir mască. Ajungem să ne salutăm cu bonsoir mască, mă rog, ca în urmă cu 100 de ani, 100 și ceva de ani, în vremea lui Caragiale. Ce face frica? Ne-a alungat în case, ne-a sechestrat acolo, cu toate măcăfalele, vorba lui Preagă, posibile. În al doilea rând, iată, are și o alternativă frica aceasta. E mai rea decât frica, este ura. Nu am să spun cultura urii, pentru că ar fi, din punctul meu de vedere, un nonsens. Ura nu este o cultură. În niciun caz, din ură nu s-a construit nimic în lumea aceasta, sau s-a construit poate, dar n-a rămas nimic din ură. Dar totuși, ura este alternativa fricii. Ura a scos oamenii în stradă. Frica i-a dus în case. E mai puternic ura decât frica, iată. Ce fac oamenii aceștia în stradă? Cine sunt ei? Sunt europeni? Sunt americani? Sunt de toate felurile. Din păcate, sunt cei care sunt adepții a ceea ce se numește astăzi
noile religii seculare. Este un istoric al religiilor, Nicu Gabriluță, care are o carte recent apărută, se cheamă chiar așa, Noile religii seculare, în care inventariază, discută despre corectitudinea politică, despre New Media, despre noi tehnologii, despre transumanism. Acestea sunt noile religii seculare ale oamenilor de astăzi. Mai mult decât atâta, cine sunt aceia care le cultivă, care sunt enoriași acestei biserici? Biserica s-a mutat în stradă. Deci biserica lor este strada, nu mai este biserica sau, ce știu eu, moscheea. Biserica nouă este strada. Și această biserică nouă este acestor oameni care sunt neomarxiști și care provin din universitățile americane. Cineva numea Harvard focarul mondial al marxismului și are dreptate. După ce va fi vizitat Harvard, de exemplu, în urmă cu un an, Paulo Coelho, un prozator important, cunoscut din Portugalia, în Brazilia, din limba portugheză, spunea că în 2050 toți studenții vor avea, sau tineri, vor avea insigna cu Marx pe piept. Nu cu Lenin, dar cu Marx, da. Când a fost întrebat oamenii aceștia, dar voi nu știți ce prăpădă cu comunismul în Europa, ei spun, răspund așa, da, voi n-a știut ce să faceți, noi știm ce să facem. Așadar, sunt neomarxiștii și în partea cealaltă extrema dreaptă, și anume extrema dreaptă aceea dură, care urmărește anarhia. De fapt, ne aflăm într-o anarhie, sau început în anarhie, sau ne aflăm în anomie, adică într-o lume fără de lege. Vorbim tendințe culturale, despre asta e vorba. El se supună acestei noi paradigme a omului de astăzi, adică omului care îi frică, a omului care, iată, ajunge să urască, și unii distanțat fizic și cu mască, alții sunt obraznici, cum spuneam, cei din stradă și nu se distanțează fizic și nici nu poartă mască. Ei sunt, spuneam, noi enoriași în noi, noi religii. Deci aia Eliade, în zorii mileniului nou, a spus că marea provocare pentru era tehnologiei, așa îi spunea el, este ca aceasta să-și inventeze propria sa mitologie. Sigur că pare așa o frază, el fiind istoricul religiilor, nu-i așa, și inventarea toate mitologiile din lumea asta, alături de Fraser și de alții. E bine, se pare că s-au creat noi divinități. Ca de exemplu, internetul, Google, Facebook, Instagram, iar apostolii sunt IT-știi care creează noi programe și noi medii de socializare. Dar acești oameni mai fac un lucru. Dacă ar fi să corespondeze sau să discute pe Facebook, să scrie pe internet, inclusiv poeziile, cum se întâmplă, încă n-ar fi ceva foarte rău. Dar acești oameni au început să dărâma trecutul. Nu l-au văzut singuri. Tot televizorul ne arată, tot Google, YouTube și altele, ne arată cum oamenii aceștia nervoși, de extremă dreaptă, spuneam, dar și neomarxiști, își dărâmă statuile. Toate statuile se leagă de povestea colonială. Dar acesta face parte din trecutul lor, al Americii, al Angliei, al Olandei, al Franței, al Danemarcei, națiuni care au avut la un moment dat imperii, să spunem, sau țări de teritorii de peste mari, cum se spunea. Portugalia, Spania, dar aici încă nu s-a început cu asta. Dar vă aduc aminte că prima statuie distrusă de aceștia, în această cultură, spun Africii, a fost al lui Cristofor Columb. O statuie foarte frumoasă, dintr-un oraș american, înaltă, albă, au dărâmat-o și apoi au urmat și restul, cu toți generalii din război de secesiune. Apoi s-a exportat peste ocean în Anglia și atunci s-au vandalizat statuile, monumentele închinate reginei Victoria, lui Winston Churchill, General Nelson și altora de acolo. Apoi s-a dus și în Franța, apoi a ajuns și în Olanda și iată că
să continuă această, într-o sarabandă extraordinară și într-o mare veselie, distrugerea trecutului. Cu ce înlocuim acest trecut? Vom vedea care sunt tendințele, ele sunt în lucru. Deocamdată este o fierbere, o mișcare browniană. Nu pot fi definite aceste tendințe în această vreme, cum spun. Post-Covid, iată, s-a mai creat un termen care îi spune era post-Covid. Ia să vedeți cum trăim noi și gândim în era aceasta post-Covid. Cristianofobia. Dar o să spuneți bine, dar nu e adevărat că nu numai împotriva bisericii creștine. Da, și spun că da, așa este. Știți că pelerinajul la Meca n-a mai avut loc, de exemplu, ca să lămurim și cu islam, nu doar cu creștini. Deci tot ceea ce este biserică e negat, indiferent de felul ei. Spuneam că ea s-a mutat în stradă. Cum e să fie aprobată de guvernul canadian o biserică care se numește Google? Biserica Google, da. Are și adepți, vreo 3.000 și ceva. S-a și înscris pe lista asta aprobată de guvern ca fiind o religie legală, cu toate drepturile de rigoare. Așa că avem și Biserica Google. Mai avem și o altă biserică în Suedia, de exemplu, creată și care legalizează incestul. Și câte și mai câte lucruri se întâmplă, vorba cronicarului român, desespoare în gândul. Nu vreau să fac un tablou din acesta sumbru și nici mă gândesc să compună distopie acum, dar mi se pare că George Orwell a fost un dulce copil, dați în vorba neacademică, pe lângă ceea ce ni se întâmplă astăzi. Vă aduc aminte că tocmai s-a cenzurat un post important de televiziune, a cenzurat filmul Pe aripile vântului, din motivul că nu arată cum trebuie persoane de culoare. Iată, trebuie să vorbesc altfel, nu mai pot să spun negre, că nu-i voie. Persoane de culoare. Aripile vântului, deci, este un film șocat, cenzurat, dar pe lângă ele mai apar și alte cărți cenzurate. Iată, zilele trecute am citit despre o cărți unui romancier francez, care sunt interzise din bunul motiv sau din rău motiv, că nu știu cine a constatat că nu prezintă femeia în cele mai bune impostații. Și iată că se oprește. Apoi este o carte mâna lungă, se numește, care are mare succes în Europa, dar în Anglia nu vrea, nu trebuie să fie tradusă, este interzisă la traducere acolo. Că e vorba de mâna lungă cea a comuniștilor din China. Cum vedem, trăim într-o epocă în care valorile clasice de acum sunt negate, ba chiar și dărâmate la propriu. Cineva putea să spună, ne-am mai văzut noi din astea. De pildă la mișcările de avantgardă, la începutul secolului 20. Da, dar acele se petreceau în articole de gazetă, în cărți de eseuri, în care negau, într-adevăr, trecutul și, în general, valorile de până la ei. Dar acestea au devenit istorie literară în mai puțin de 5-6 ani. De unde au început prin dărâmare sau prin acceptare. Vreau să știm că cele mai frumoase pagini despre Eminescu le-a scris chiar Emil Cioran. Și apropo de Emil Cioran și de tendințele culturale europene. Eu cred că de acolo trebuie să pornim, din zona aceea, de la Cioran, Ionescu, ca să mă refer la valorile românești de acolo. Și, apropo, trebuie să avem o viziune integratoare. Pentru că am văzut că una din temele acestor discuții ale noastre pe de la distanță, una din teme se referă la valorile românești. Da, ele trebuie văzute însă într-o viziune integratoare. În Europa, deci în perfectă sincronizare cu mișcările europene, aceea pe care o propovăduia Eugen Luminescu în anii 20. Suntem perfect sincron și poate că, cine știe, am și inițiat anumite lucruri în cultura europeană, în afară de cele cunoscute. Tristan Țara, să zicem, sau Teatrul Absurdului, Eugen Ionescu, sau eseistica asta extraordinară a lui Cioran, sau istoria religiilor cu Mircea Iliade, cum am spus mai devreme. Și mai e ceva. M-am așteptat
văzând cristianofobia de care vorbeam, să se reactiveze foarte tare în mentalul acesta sau în circuitul curent filozofia lui Nietzsche, cel care spunea că Dumnezeu a murit. Uite că nu se întâmplă lucrul ăsta. Sunt cărți importante care provin sau se revendică din așa creita Zaratustra, de exemplu, dar nu mă așteptam, să le ia în brațe pe Nietzsche. Oamenii aceștia, ia că nu iau în brațe și se pare că nici nu vor lua. Cred că este o lume în surpare, aceea pe care o cunoaștem noi și în care am trăit noi, și o cultură în surpare, pentru a se naște altă cultură, pentru că s-a schimbat paradigma de sensibilitate. Orice paradigmă culturală are la originea sa o paradigmă de sensibilitate. Care paradigmă? A autorului și a cititorului acelei vremi. Dacă cititorul și autorul au fost romantici, atunci avem de-a face cu romantism. Dacă cititorul și autorul au vrut să depășească romantismul, s-a născut simbolism, de exemplu. Și apoi toate celelalte curente, suprarealismul, nu, care l-are la origine pe Urmuz, la noi, sau expresionismul, sau Sartre, Camus, de exemplu. Sunt o mulțime de valori în acestea care ne vin și care sunt create din secolul trecut. De aceea, probabil că după expresia multora dintre neomarxiști, ei sunt expirați. Nu mai avem de ce să citim nici pe Camus, nici pe Sartre, nici pe Shakespeare. Păi de ce să nu mai citim Shakespeare? Mai ales că zilele ce se merge la teatru, să vedem o piesă de Shakespeare, mai ales că acum se și vorbește mult, în loc să citim teatru, să citim sonetele sale extraordinare, noi ne ocupăm de detalii biografice de genul dacă era sau nu era homosexual, sau dacă era sau nu era bărbat, poate că era femeie. Și nici nu prea e voie să vorbim acum pe noua politică politică despre hermaprodis, și asta se interzice. Secularizarea se petrece în toate zonele spirituale, nu privește doar raportul nostru cu divinitatea, ci privește raportul nostru cu noi înșine. Deci pare să că ținta finală este secularizarea sufletelor, nu neapărat secularizarea religiilor. Vă rog să observați că toate lucrurile astea se întâmplă într-o epocă extrem de tulbure, când nu mai vorbim chiar așa toată ziua despre globalizare, când nu mai vorbim așa chiar toată ziua despre spațiul Schengen. Globalizarea deja este un lucru care a și dispărut din limbajul comun, din studii, să se referă la cu totul altceva, din potrivă, e vorba de o concentrare pe valorile naționale. Vedeți, sunt în Franța sau în Anglia, de exemplu. Deci e o întoarcere a culturii către ea însăși, către ceea ce, cum spunea Nichita Sănescu, patria mea este limba română, către limba aceea. Și noi unii suntem aici? Unii suntem, de fapt? Putem să spunem, împreună cu Gabriel Liceanu, că Dumnezeu e un ornament pentru Isus. Putem să spunem și asta, dacă vrem. Putem să nu fim de acord cu această afirmație. Dar, ia că de spus se spune, apropo de cristianofobie. Să ne vom învăța cu un nou limbaj. Unora le va fi greu. Unora imposibil. Pentru că nu se potrivește deloc, cum spuneam, cu gena, nu cu obiceiurile. Obiceiurile se mai pot schimba. Eventual se pot educa. Dar gena, lăuntru, fibra, aia nu mai poate fi modificată. Decât poate în generații, cine știe. Poate alte generații să modifice, cum spuneam, fibra. Într-o eră, cum spuneam, post-Covid, despre care se vorbește din ce în ce mai mult. Nu e prea veselă lumea în care trăim. Și pare rău că trebuie să spun asta. Eu sunt un om de regulă optimist, așa, și îmi place să și glumesc, să socializez colegii, dar nu prea mă lasă tema asta, dacă mi-ați propus-o, atunci trebuie să o duc până la capăt. Un coleg de-al meu extraordinar, îl cheamă Mircea Mihăieș, a scris în recent în România Literară
un articol antologic care se cheamă Internaționala Talibană. E, Internaționala Talibană, apropo de Internaționala Socialistă, din alt veac. Cu asta ne confruntăm azi, cu Internaționala Talibană. Și acolo sunt membri foarte mulți, din toate zonele lumii, din Asia până în Statele Unite și din nordul Europei până în sudul ei. E posibil să înlocuim complet cartea pe suport de hârtie, deci să încheie și să ieșim din galaxia Gutenberg, cum se cheamă, sau părăsim și să intrăm într-o altă galaxie, și știu cum se va chema aceea, îmi vine să spun în galaxia COVID-ului, dar o las așa cu COVID-ul și spun că o altă galaxie, dar nu știu care va fi aceea, în lumii virtuale, da, să creează, iată, și nu știu cum va fi cu școala, în general, în Europa și în România, desigur, dar dacă se prevede această pandemie în continuare, ferește că școala nu va mai fi aceea care a fost, jumătate din copii vor sta acasă, în fața unei, la distanță, deci, cum stau eu acum, poate, de dumneavoastră, în loc să ne vedem undeva la o conferință, să ne uităm unii la alții, să vorbim, să punem întrebări, să simt răsuflul acela al sării și al colegilor mei. În păcate, mă uit în camera aceasta de la vedere și încerc să iau legătură și așa cu dumneavoastră, cei care vă uitați la mine acum și eu la care mă voi uita la dumneavoastră cât de repede. Așa, da, trăim de la distanță și acei copii care spuneam vor sta acasă, unii dintre ei și alții vor merge în fizic, asta e expresie, citesc, în fizic, la școală, nu numai în România, în toată Europa, și apropo de tendințe culturale europene, acei copii vor crește niște autiști. Ei nu vor mai socializa cu cine? La cameră? Să vorbească cu cineva numai prin WhatsApp sau cum se mai cheamă toate instrumentele astea de comunicare new media, cum se spune, noile tehnologii. Pare că asta urmează. Nu știu dacă cineva se va răscula cândva împotriva acestei fapte. Eu vă aduc aminte de un film și de o carte, evident că filmul are la origine o carte, care avea un subiect extrem de interesant. Spunea că la marginea într-un oraș, plin de roboți, a intrat, adică orașul în stăpânirea roboților. Apropo, când o să ne uităm peste 5 ani, dați-mi voie să fac o prezicere așa, în 5 ani vom vedea un meci de fotbal pe Santiago Bernabeu, între Real Madrid și Barcelona, între roboți albi și roboți albaștri, fără public. Și ne vom uita la meciul acela și vom trăi cu mare intensitate fazele frumoase ale meciului. Își va juca tenis, tot niște roboți, nu vor mai fi nici Halep, nici Federer, nu vor mai fi nici Djokovic, dar iar la snucăr mă mai fi Higgins sau O'Sullivan. Vor fi niște roboți care vor juca snucăr pentru noi sau niște roboți care vor juca tenis pentru noi și fotbal pentru noi. Că meciurile acestea din care lecește publicul, mi se pare că pregătesc apariția acestor meciuri de care spuneam. Și vă aduc aminte că tot a început tot în secolul trecut. În momentul când, dacă vă amintiți pe anii aceia, până anii 70, s-a făcut un meci de șah între Anatoli Karpov, care era campionul mondial, și un computer. Și scorul la primul meci a fost 3-0 pentru Karpov. La meciul al doilea a fost 3-1 pentru Karpov. Dar la meciul al treilea a fost 3-2 pentru computer. El s-a perfecționat și iată a reușit să îl bată pe Karpov. De acolo a început toată povestea asta cu tehnologia. Și, sau, mă rog, una din origini este acolo, astfel încât nu văd cine aștepte altceva decât acele meciuri pe care le-am spus mai devreme. Și nu peste multă vreme. Se înaintează cu o viteză absolut teribilă în domeniile acestea. Se inventează aproape zilnic câte ceva nou în domeniul acesta al tehnologiei. Sigur că sunt oameni care sunt pasionați de asta, am toată stima pentru ei, dar eu tot mă gândesc că, iată, să folosesc camera asta de la vedere, ca să pot socializa cu dumneavoastră,
Și iată o carte, apropo de Europa, a apărut chiar acum două sau trei zile în România. Și am terminat de citat seara. E o carte de poezie a unui polonez, îl cheamă Czesław Wigajs. Ia să citim un poem, să vedem ce vor poeții europeni de la noi. Dorința de șartă a artei, prin semnele gestului se manifestă, ascunzând blestemele fără de nume, care servesc la reconstituirea perfecțiunii pierdute, a insuficientului infinit. Iar undeva acolo, la orizontul visului, materia își pierde materialitatea, devenind într-o chipare a identității, urmei, existenței, mărturie mistică a umbrei, a perfecțiunii creatorului. Iată un poet polonez de astăzi, care scrie o poezie foarte frumoasă, care este perfect sincron cu poezia noastră. Pot pune lângă poemul acesta sau altul din cartea asta, oricare poem valoros de Milana Mănâncioiu sau de Gabriel Chipu sau de Cezar Baltag sau de atâția și atâția poeți de Virgil Mazilescu sau poate chiar de poeții așa de mistici, cum ar fi Daniel Tulcea, de exemplu, dinainte de 90 sau atâția alți poeți de după 90. Am un prieten preot paroh la Madrid. Într-o suburbia Madridului se cheamă Parla. El acolo e paroh la o biserică, are o parohie de români. Au mulți, sunt mulți acolo și s-a dus în Spania și locuiește în multă vreme acolo și spuneam că este preot paroh. Și primul lucru care l-a făcut, s-a apucat să întâlnesc un așezământ cultural, un fel de fundație, cum îi spunem noi aici, care se cheamă Antinu Iberianu. Și a început să învețe pe spaniol cine e Antinu Iberianu. Ba chiar și pe românii care vin la biserică să învețe lucrul ăsta. A făcut o bibliotecă. Biblioteca din Parla, iată ce, cum se cheamă, deci nu mănăstirea din Parma, ci biblioteca din Parla. Și are antrenori uriași și români și spanioli, pe care îi învață valori, nu neapărat creștine, nu despre Dumnezeu le vorbește el toată ziua acolo, ci despre valorile culturale, europene, deci și spaniole și românești. Este un, de pildă, una din tendințe. Oare nu am putea să facem asta? Să încercăm să vorbim despre noi înșine? Într-un anumit fel, conservând aceste valori, am spus conservând. Cineva o să spună, sigur, conservând, ai spus adevărul, tocmai ai spus adevărul și anume că ești conservator. Da, dacă e în felul acesta, în felul acesta sunt conservator. Pentru că nici mă gândesc altfel să fiu, câtă vreme valoarea pentru mine rămâne în continuare aceea care se referă la, la domeniul valorii estetice, a valorii pur și simplu. Pentru mine, ca să mă întorc în România, eu sunt a treia generație post-maierusiană de critici. Prima a fost Robinescu și Călinescu, a doua Nicolae Manolescu, Martin, Eugen Simion și ceilalți, și a treia aș fi, ar fi generația mea. Mă prenumăr printre susținătorii lui Eugen, lui Nicolae Manolescu. Acela care vorbea despre unicul criteriu care ne poate conduce în cultură și care este valoarea estetică. Vă reamintesc că această flamură maierusiană a fost desfășurată totdeauna când a fost o agresiune a istoriei. Și în 1938, când se întâmplă ce se întâmplă în Europa și atunci s-a desfășurat flamura asta maierusiană, când era comunismul, în anii 64, iar că suntem nevoiți să o desfășurăm și acum, în fața asaltului acestor noi religii seculare. Mă doresc pandemie ușoară, dragii mei.